Sălășenii care înainte de Paști mai vor să treacă pe la bancă trebuie să se grăbească, deoarece băncile comerciale vor fi închise în zilele de 20 și 21 aprilie, adică în prima și a doua zi de Paști. În perioada sărbătorilor pascale, serviciul Vocalis din cadrul contact center-ului BRD va funcționa pe data de 19 aprilie între orele 8 și 16, iar pe 20 și 21 aprilie vor fi disponibile opțiunile automate de consultare, sold, operațiuni și serviciile de urgență dedicate posesorilor de carduri. Banca Românească anunță că unitățile teritoriale vor fi închise în intervalul 19-21 aprilie, în zilele de 17, 18 și 22 aprilie, programul de lucru cu clienții fiind normal, între orele 9 și 16:30. Unitățile de retail și centrele de afaceri corporate ale băncii comerciale române vor fi închise în zilele de 20 și 21 aprilie. BCR a luat toate măsurile pentru a asigura colectarea numerarului de la clienții băncii. Totodată va fi asigurată și alimentarea cu cash a bancomatelor, a automatelor de schimb valutar și a mașinilor multifuncționale ce vor fi permanent la dispoziția clienților 24 de ore din 24, 7 zile din 7, inclusiv sărbătorile legale, se precizează într-un comunicat. În această perioadă, deținătorii de carduri BCR vor putea face plăți la oricare dintre comercianții care acceptă carduri, iar serviciul de asistență de urgență pentru deținătorii de carduri va fi disponibil 24 de ore din 24 ca de obicei. Mai mult, clienții băncii vor avea acces la propriile resurse financiare și vor putea să efectueze operațiuni bancare prin internet utilizând canalele alternative. De asemenea, zonele Easy 24 Banking BCR vor fi disponibile tuturor posesorilor de carduri bancare.